În raionul Basarabeasca, infracțiunile sunt în descreștere cu 20% față de anul 2023. Inspectoratul de Poliție Basarabeasca a desfășurat bilanțul pentru activitatea întreprinsă de polițiști pe parcursul anului 2023. Scopul acestei ședințe a fost generalizarea informației pentru adaptarea la vulnerabilitățile care le-am avut parcursul anului precedent. În cadrul ședinței de către șefii unităților structurale ale Inspectoratului de Poliție Basarabeasca au fost prezentate rapoarte informative axate pe rezultatele obținute în urma activității desfășurate în perioada enunțată. Potrivit lor, în raionul Basarabeasca, pe parcursul anului 2023, Inspectoratul de Poliție Basarabeasca a depistat 133 cazuri de infracțiuni, dintre care aproximativ 80% au fost dezvăluite. În același sens, s-au referit și la problematica existentă și căile de soluționare a acestora. Unele din cele mai mari probleme a fost creșterea infracționalității juvenile, precum și vulnerabilitatea la escrocherii, care tot mai des intervin prin sistemele informaționale, pentru care fapt ar fi necesar de sensibilizat populația ca să cunoască despre eventuale riscuri. Potrivit șefului Inspectoratului de Poliție Basarabeasca, Sergiu Plop, rezultatele activității poliției sunt mai bune comparativ cu anul 2022. Aceste rezultate se datorează unei susțineri din partea conducerii, adică Ministerului, conducerii Inspectoratului General al Poliției, precum și unei bune, deci o bună conlucrare pe care o avem cu procuratura locală. Invitații speciali la ședință au fost reprezentantul Inspectoratului General al Poliției, Adrian Guțu, și procurorul șef din cadrul Procuraturii Basarabeasca, Iurie Oborcean. În cadrul întrunirii, Adrian Guțu a venit cu câteva recomandări pentru angajații Inspectoratului de Poliție Basarabeasca. Sunt să vă aduc un mesaj de mulțumire din partea conducerii Inspectoratul General al Poliției și să vă urez succes. Totodată atenționez disciplina, atât personală cât și de serviciu, deoarece de ea depinde succesele unui angajat. Supravegheați, ghidați și instruiți personalul care îl aveți în subordine. Corupția, nu uitați de ea. Este o problemă care duce la degradarea angajatului ca personalitate. Inspectoratul de Poliție Basarabeasca are în gestiune 62 de angajați. La moment, inspectoratul dispune de 9 locuri de muncă vacante.